A îndurat umilință și teroare de la cel ce i-a jurat dragoste eternă. A fost bătută, mutilată și amenințată cu moartea chiar și atunci când îi purta sub inimă propriul copil. A înfiat fetița celui ce i-a umbrit viața, iubind-o cu toată ființa. Și parcă nu era de ajuns, destinul i-a dat o nouă lovitură. A aflat că suferă de cancer. A învins. Iar astăzi își spune povestea aici, la Iubește Viața. Ana, bine ai venit! Bine v-am găsit, Tatiana! Istoria ta de viață este într-adevăr desprinsă din scenariul unui film. Este cu foarte multe urcușuri, coborâșuri. Hai să o luăm de la început. Cum a fost copilăria ta? Copilăria mea a fost una din, nici din una urâtă și nici una frumoasă. Am fost crescută doar cu mama, mama invalidă. Părinții au fost divorțați când aveam 3 anișori și practic am trăit, ne-a crescut mama. La o vârstă oarecare, pe la 11 ani, a fost nevoită să plece și ea, la care a rămas și fără ea. Cumva așa, pe voia sorții. De la 11 ani, tu ai rămas singură, fără mamă și fără tată. Cine avea grijă de tine sau aveai singură? Era fratele mai mare și deja vecinii, bunica, așa, ca la țară. Incredibil, un copilaj de 11 ani. A fost nevoită mama. Dacă să raportăm la ziua de astăzi, da, un copil de 11 ani încă este dus de către părinți de mână la școală, iar tu ai rămas să înfrunți greutățile vieții de una singură. Da, pentru că mama a fost nevoită să plece pe psihotare. Am trecut o perioadă foarte grea cu bolnav fratele și a trebuit să plece, pentru că erau foarte multe datorii, să plece la muncă. Da. Și nu era de ales atunci. Poți să-mi spui, te rog, de ce tatăl tău nu a fost în viața ta până în copilărie? El nu a fost fizic, dar era. Eu știam că el este undeva departe, era în Siberia. Venea o dată în an acasă, luna august, atâta doar o lună. Dar divorțați, avea altă familie, s-a construit în Siberia altă familie și cumva, cum acum în Moldova foarte multe familii, când tatăl se recăsătorește, are o altă familie, nu că uită, dar asta alege familia care e lângă el și cumva uită de copii. Deci ai crescut fără acel model de bărbat și acest lucru ai încercat să-l suplinești atunci când te-ai căsătorit la 17 ani cu primul tău iubit. Eu chiar nu vedeam ora să cresc, să mă căsătoresc, să am familia mea. Mă simțeam chiar singură pe lume și s-a întâmplat căsătoria mea, nu că cea mai reușită sau iată am întâlnit bărbatul vieții mele și m-am căsătorit. A fost la mijloc ceva care ne-a legat în căsătoria asta, era fiica lui de la prima soție, care a fost abandonată de mama și eu cumva m-am îndrăgostit mai tare de copilă ca de tata. Povestește-ne începutul relației voastre și cum a fost prima întâlnire cu Daniela, fiica lui din prima căsătorie? Când mi-a prezentat fetița, ea deja era abandonată de mama, când mi-a prezentat, cumva așa la mișto, la toate, asta e mami. Și ea așa cu mânuțele la mine, mică, era foarte mică Daniela. Avea un anișor, doi? Un anișor. Și ochii ce e mășcați, negri, foarte frumoasă, bolfoșică și la mine să mă îmbrățișez deja mama. Pentru mine a fost ceva ciudat. Eu eram singurică o copilă, 17 ani. Dar la cei 17 ani, știi că mi s-a trezit cumva un instinctul matern în mine, că un copil îți spune mama și să începi să-i dăruiești dragoste, iubire. A fost pentru mine ceva așa neașteptat. Nu știu, destinul, cred că. Și de acolo și s-a început relația noastră. Nu vreau să vorbesc aici urât de el, pentru că prima perioadă din viața noastră chiar a fost una frumoasă. Așa cum se întâmplă în foarte multe cupluri la început. Da, m-a cucerit frumos, el mai mare cu 10 ani ca mine, a început cu cuvinte frumoase. Eu venind o copilă singură,
cuvinte dulci nici de la mama, nici la tata, pentru că nu erau. Și normal că am căzut așa cumva în plasa asta, o femeie visătoare, o fată visătoare. Romantică. Că uite băi, că l-am apucat pe Dumnezeu de picioare, uite mi-a surit și mie norocul să fiu apreciată, iubită, alintată și așa mai departe. Dar povestea mea nu chiar a plecat departe, pentru că s-a transformat în scurt timp într-un calvar. Când a început să schimbe radical comportamentul față de tine? S-a schimbat când am plecat la Moscova. Noi am plecat prima dată singur, după care am venit și am luat-o și pe Daniela. Muncind acolo, mi-a fost foarte greu, o perioadă foarte urâtă din viața mea la Moscova. Și atât când eram acolo deja cu Daniela, în cea mai urâtă perioadă a vieții mele, acolo s-a început și prima bătaie. Fără motiv, fără chiar așa ceva, nu știu, prostesc, aș zice. Pentru că eram într-un subsol, munceam măturător de stradă, da? Dvornic, da. Măturător. Și am primit prima leafă. Și iată acolo el a venit că să facă cinste la un cumătru de-a lui, pentru că știi cum e moldovanul, da, faci ceva și îți pare că Doamne ferește ce faci, trebuie să faci cinste. Și eu m-am reproșat, cum poți tu să iei banii, să faci cinste, că noi suntem sub sol. Fetița era foarte bolnavă, Daniela, eu la fel, de la toată umizeala aia de sub sol, ne-am îmbolnăvit foarte tare, tușam, febră. Și el atunci, prima dată, m-a bătut. A doua zi, noi așteptam pe mama să vie de la Moldova. Dar cum ai reacționat tu? Te-ai primit o bătaie cruntă. Ce ai făcut? Ai rămas lângă el? Presupun că nici nu aveai unde te duci, într-o țară străină. Ba dacă aveam unde să mă duc, dar nu puteam pentru că eram manipulată de el. A doua zi a venit mama. Când m-a găsit așa cu un cap foarte înflat. Era prima bătaie. Eram șocată, eram rău și febră și totul. Eu puteam să ies atunci, nu aveam nicio obligație față de el, nu eram înscriși, cununați, nu eram căsătoriți oficial. Cum s-ar zice, fată mare, puteam să-mi iau geanta și să plec în lumea mare. Dar m-am manipulat cu fetița, fetița era cu noi, Daniela. Și ce vină are copilul? El spunea că eu iau fetița, mă duc să mă arunc sub mașină, dacă tu mă înleși, el s-a trezit, era în stare de ebrietate când m-a bătut. După ce s-a trezit, asta, toate bătăile care au fost erau în stare de ebrietate, după ce s-a trezit, parcă era tot un alt om. Iartă-mă în genunchi, te rog, nu mă lăsa, eu mă sinucid și eu și fetița, rămânem pe drumuri, unde să plec, ce să fac. Și cumva, iată, aici m-am manipulat. Din cauza asta n-am plecat, pentru că foarte multe întrebări am avut. De ce ai răbdat? Că ești proastă, cum ai putut să răbzi? Dar îți spun așa, cu toată sinceritatea, nu regret deloc că am răbdat. Pentru că ceea ce am eu acum și fetița e lângă mine, a meritat toate chinurile mele. Cred că cei de acasă care ne ascultă își dau seama încă din aceste momente de generozitatea sufletului tău. Ai răbdat umilință, bătaie pentru un copil care biologic nu era al tău, era al agresorului tău, dar copil pe care l-ai îndrăgit și l-ai iubit din prima clipă ca și cum ar fi al tău. Dacă nu se putea să nu iubești, era și este o dulceață de fetiță. Ea se făcea ca să fie iubită. Într-adevăr, ghidușică, micuță, iubitoare, mereu să mă îmbrățișeze, să mă sărute, mica, mica. Iată, cum poți să te ferești de la așa copil? Ea s-a făcut să fie iubită, de mică. Frumos. Ce a urmat după acea bătaie? Cum a continuat relația? Pentru că presupun că atunci când te-ai trezit dimineața, ți-ai dat seama că nu va mai fi niciodată ce a fost. Corect. O săptămână de zile eu spuneam, eu plec, eu cu tine n-am să fiu. Vrei, lasă-mi copilul să am eu grijă, du-te tu până ai să te aranjezi undeva la muncă, ai să vii pe urmă și ai să iei fetița. Până când eu pot să te ajut, dar eu cu tine nu trăiesc. Pentru că eram conștientă că când trage o dată, va fi și a doua oară și a treia oară și se va repeta mereu. Mai ales că în familia mea au fost deja violențe. Mama s-a divorțat de tata din cauza asta. Ea tot a fost chinuit foarte mult de tata.
Și știam chestia asta că se va repeta. Dar cumva, în momentul acela care m-a bătut prima dată, la mine în cap s-a născut ideea că eu voi pleca de la el, eu nu voi fi cu el. Mereu am trăit de atunci până la sfârșitul relației noastre cu gândul că eu voi pleca de la el. Au mai urmat o bătaie? Au urmat multe alte bătăi, pentru că atunci el s-a liniștit puțin, noi am schimbat cumva munca, am găsit apartament, dar n-a fost să fie. Eu am rămas însărcinată. Aoleu, acolo chiar credeam că mor, zic că, păi cum, nu mai scăp de el niciodată acum și eu însărcinată. Vroiam să fac avort. Plecam la spital și plângeam. Așa s-a întâmplat așa un episod, eu chiar acum îl povestesc, am fost la spital și acolo în ginecologie era o femeie însărcinată, dar Dănuța era lângă mine, așteptam turnul să intru la medic și spunea, Lealea, arăta la femeie însărcinată, care o Lealea, tu ai Lealea? Și la mine așa, amica, Lealea, și ea cumva de nu știu, instinctul ăsta, că dacă eu am Lealea, zic, băi, eu cresc copilul care e-am eu, biologic și puișorul ăsta de sub inima mea, vreau să-l ucid. Cum așa? Nu. Și iată momentul și ala, eu am ieșit de la, n-am mai așteptat turnul meu, am ieșit și am spus că fie ce fie, cum a vrea Dumnezeu, copilul îl lăs. Și practic Daniela și-a salvat surioara. Da, da. Asta eu le repet. De multe ori ne punem împreună la vorbă și i-am povestește cazul ăsta. Foarte emoționant. Și da, iată așa a salvat-o. Și am început să înceapă altă serie de horror, de bătăi. Pentru că unde munceam eu, era un băiat din Tajikistan. Și el de fiecare dată, nu de fiecare, câteva ori a venit la mine la muncă și m-a găsit vorbind cu colegul. Și spunea că, a, iată tu de unde ești însărcinată. De la ăsta și a început să mă bată, dar să mă bată cu picioarele în burtă, juca fotbal cu mine, că îți iese ciurca, cum se spune, pe ochi. Băi, omule, îl amuream, juram, el nu mă asculta, el mă bătea, era iarnă. Țin minte când odată a venit mama de la muncă și l-a găsit pe el bătându-mă. Să mă salvez, m-a tras de mâinile lui și fugi. Și a început deja la mama să sară la bătaie. M-a dus într-un coridor. Eu mă țineam de trubele din coridor să nu mă scoat afară, cumva poate pe scări, să mă audă cineva, să iasă salvezi. Să mă salveze. Și strigam, pamaghite, pamaghite, de el m-a scos de la trubele celea și m-a scos afară. Mamă, și... Și te bătea pe tine cu... și pe copilul său, practic, un gest inuman. Însărcinată. Asta s-a repetat câteva ori, la care... Și la fel tu voiai să pleci, el te șantaja că își ucide copilul și tu rămâneai în continuare lângă el. Da. Pentru Daniela. Pentru Daniela. Și cumva s-a calmat. Când deja burtica a început să crească, el s-a calmat și nu m-a mai bătea. A spus că așteptăm să se nască, dacă se naște negru, îți tai capul și ție și la copil. Eu eram sigură că copilul e de el. Apropo, mulți zic că fetița seamănă cu mine pentru că nu-l cunosc pe el, dar i-a rupt capul lui, copia lui. Și după ce am pierdut actele, am fost vânduți pe la Rusia, însărcinat așa cum eram, am muncit la... Ai durat frig, foame. Foame, frig. Până la 8 luni jumate de sarcină, eu n-am fost nici la un control, la nimic. Nici nu știam ce-i cu copilul ăsta, mine e bolnav, e sănătos după seria de bătăi. Dar Dumnezeu a ținut cu mine. Am ajuns acasă, am găsit actele, ne-am întors de muncă, toată seria asta care eu am povestit-o. Am născut Adelina și normal copia a rupt capul lui. A început tare. El ca tare era un tată foarte iubitor.
a să zic că povesteam că foarte iubitor și zice, băi, cel mai lauzi că dacă bate mama, care tată iubitor? Dar fetele nu l-a bătut niciodată. Iată, nu vreau să spun. Într-adevăr, nu. Și-a schimbat comportamentul odată ce a venit Adelina, fiica voastră? Iată, de la vreo 3 luni de sarcină, până am născut-o și Adelina avea 1 lună, nu m-a atins deloc cu niciun deget. După, a început iar din nou bătăile. Cum își motiva ieșirile nervoase? Ce spunea, de ce te bătea? De la orice motiv. În primul rând era foarte gelos, dar eu nu dădeam motivii că să... Ca să zici și dacă i-ai fi dat, nu avea dar niciun drept. Eram în satul natal și dacă râdeam sau glumeam sau salutam pe vreun bărbat pe drum, apoi era strașnic. A început iară să mă bată și eu vroiam să-l... El era acasă la mine, nu eram eu acasă la el. Și am spus că, băi, dar pleacă cu Dumnezeu, lasă-mi copilul la mine că să-l cresc eu. Cresc eu cu 2 copii, n-a să mă pierd, dar tu pleacă, deci tu trebuie să mă bați. Și el mereu m-a manipulat. Nu, eu dacă plec, o iau și pe Daniela, fac așa. Și iar mai răbdam, ziceam, îi las ca să treacă, îi las ca să schimbe, tot cu gândul că el a să schimbe, tot cu gândul că eu cumva să găsesc o ieșire din situație să plec. A plecat mama la Italia. După ce a plecat mama la Italia, acolo a început deja mai greu. Bătăile să fie mai grele. Pentru că nu mai era cine să te apere. Nu era cine să mă apere, nu era fratele, nu era tata, nu era nimeni. Practic eram eu cu el. Nici nu mă puteam să mă lamentez. Apropo, când ieșim undeva, în sat sau undeva la... Societate sau la rude, plecam cu el, parcă era un înger. Măi, toți îl dau, Doamne, ce norocoasă ești! Ce bărbat ai și iată așa toți vorbeam. Pentru că el într-adevăr se comporta parcă nu era nimic acasă. Puișor, Luța și toți așa, dar mie mi-era rușine să povestesc. Și eu cred că multe femei nu fac asta. Pentru că mi-era frică de gura lumii. Și pentru că când m-am căsătorit, deja știți, ca la țară, în sat, începea, iată, fată mare, s-o căsători cu bărbat, cu copil și mie deja mi-era rușine cumva de toate vorbele astea. Și să mai vin să mă mai lamentez sau să povestesc, el mă bate, să zic ce lumea că iată s-a căsătorit cu unul, cu copil și încă și-o bate. Vroiam cumva să arăt în fața lumii că sunt norocoasă, că sunt fericită și că ei vorbesc într-aiurea, dar nu era așa. Ascundeam toate. Eu știu că tu, după foarte multe bătăi, umilințe, totuși ai găsit o modalitate prin care să pleci peste hotare. Am fiica ta Adelina. Nu. Am plecat singură. Mai de ai plecat singură. Am lăsat copiii cu el după o bătaie foarte cruntă unde el acolo chiar m-a făcut neom. Atunci l-am amenințat eu. Ori plec să te denunț la poliție și pleci tu cu fetița ta, eu cu fetița mea, deja îl manipulam eu, ori eu plec la Italia. Plec la Italia pentru că eram într-o perioadă că nu aveam ce mânca. Nu aveam pampers pentru copil, era într-adevăr o situație foarte grea. Și eu am spus că dacă stau aici cu toate bețâile lui, el mă mântuie de zile. Și nu mă salvez nici pe mine, nici copiii și pe nimeni. Și atunci am decis să plec la Italia. Am plecat singură, am rămas cu fetițele el acasă. După care a venit mama, le-a dus la o sora lui tata, o mătușă de-a mea, pentru că era în stare, fetele le-a găsit pline cu păduchi, bolnavi, el nu s-o avea grijă, n-avea grijă deloc de fete. Le-a dus acolo și pentru că eu nu puteam să vin, nu aveam acte, vroiam să vin acasă și mama zicea, liniștește-te, dacă pleci acum, tu nu te mai întorci înapoi, mai ales că ai venit cu bani împrumutați cu interese și mai bine nu... Dar inițial, atunci când ai plecat de acasă, ai plecat cu gândul să-l părăsești definitiv, după care să-ți ai și copii, sau ai plecat pentru a face bani și te-a
reîntoarce la el. Nu eram sigură că eu vreodată am să am posibilitatea să iau și fetele. Și eu m-am dus cu un gând să faci bani, să fac bani, să fac casa și cumva să mă întorc. Poate și situația se va schimba, pentru că am auzit... Sperai că el o schimbe până la urmă. Pentru că totuși sunt istorii care în tinerețe bărbații mai aiuresc, bat femeile, dar după o perioadă oarecare ei se schimbă și încep să devie familiști. Dar asta un procent din 100 și eu credeam că voi fi norocoasa din procent. Și cu gândul să mă întorc acasă, de urmă, fiind acolo, văzând și alte femei cum își aduc copii și zic, băi, totuși am o posibilitate să iau fetele cu mine. Și am început să lupt pe strada asta, să iau fetele cu mine, mai ales după ce el a rămas acasă și a început să facă dezastru cu femei, băuturi și așa mai departe. Eram convinsă că eu așa viață nu vreau să trăiesc lângă așa bărbat. Și am început cumva să... Am venit eu, m-am întors în țară, prima care a fost luată în Italia, am vrut să o scot pe Adelina, pentru că ea a fost un an de zile bolnavă, dar un an de zile de antibiotici, copilul a avut o pneumonie, bronșită acută, da? O bronșită acută, tu știa. Și că îi se usca un plămâi. Și a avut foarte, foarte multe antibiotici și vroiam să o iau pe ea, să o salvez cine are precedență. Ana, dar poți să-mi povestești cum ai luat-o? Pentru că eu știu, dar vreau să audă și cei de acasă ce sacrificii face o mamă pentru un copil. Pentru că eu atunci când am ascultat această poveste, am plâns foarte, foarte mult. Este posibilitatea ca o femeie să-și ducă legal copiii, dar tu nu aveai acea posibilitate. E o perioadă lungă. Și eu nu mai aveam timp la dispoziție, pentru că pentru mine era acum îmi salvez copilul sau, Doamne ferește, moare. Și n-am avut posibilitatea să aleg legal și am mers pe strada ilegal, găsind niște persoane care să mă ajute cu bani și normal cu foarte mulți bani. Când vorbesc de bani, lumea credea că eu eram bogată. Lumea trebuie să știe că eu împrumutam și eram plină de datorii. Eu chiar împrumutam și eu câțiva ani la rând am muncit ca să dau datoriile astea. Pentru că eu mă exprim și lumea nu înțelege și comentează. Păi de unde atâția bani? Datorii. Am împrumutat și am luat-o pe Adelina. Adelina mai nu a murit pe stradă. Cumva, el mi-a dat escălitură la notar că e de acord să iau copilul manipulându-mă, lăsându-i bani, cumpărându-i una, nu chiar așa mi-a escălit. Totuși cu... Și ți-a dat acordul, iar tu mi-a ai dat acordul. Ieșit din țară, dar Ana, vreau să-ți spun că o să-mi zici... Episodul absolut, într-adevăr, dramatic și nu exagerez deloc. După o scurtă pauză de publicitate, rămâneți cu noi, urmează dezvăluiri absolut incredibile. Nu având acte cu ea, trebuiam să ies în legal. Ori să o ascund într-o geantă, ori într-o cutie. Ea micuța nici n-a tușit, pentru că de frică a stat acolo, s-a nădușit. Când a scos copilul, era leșonată, ea nu mai respira. I-am făcut respirație artificială. Noi am revenit. Ana, ai făcut un sacrificiu imens pentru fetele tale. Am rămas de momentul în care trebuie să ne spui cum am ajuns ieșit ilegal din țară. Nu având acte cu ea, trebuiam să ies în legal. Ori să o ascund într-o geantă, ori într-o cutie, ori varianta era că să o punem sub scaun, sub câteva pături. Un copil de 3 ani, cu bronșită, care tușea incontrolabil. Continuu. Și avea o frică imensă de medici, pentru că atât au bortilit-o cu toate acele, cu injecțiile care le-au făcut, ea era foarte frică.
Și eu am început să zic, Adelina, mami trebuie să te ascundă pentru că sunt acolo mulți medici cu ace și vor să-ți facă injecție și mami trebuie să te ascundă. Ea de asta, că se ascundă, și spuneam, dar dacă tușești, te va auzi, te va scoate și îți va face... Măi, mi-e rușine și mi-e păcat de ceea ce am făcut eu, dar făcut-o era pentru ea. Binele ei, pentru că nu era alte variante. Și am ajuns la vamă, erau câțiva oameni așa zdravini și o pătru, un pled, așa pus la scaun. Sub păturile celea a vărât copilul și cât a stat acolo, ea tot se nădușă, eu lângă ea, mamica, sunt medici. Mamica, sunt medici. Când am scos copilul, mai nu l-am pierdut. Era leșinată. Ea nu mai respira. I-am făcut respirație artificială. Și s-a revenit copilul. Îmi cer scuze. Trăiesc momentele cele. Un moment extrem de dificil și care te lasă fără lacrimi, în special atunci când îți imaginezi că un copil de 3 ani... Ea micuță nici n-a tușit, pentru că de frică a stat acolo, s-a nădușit până noi am trecut vama. De acolo am scos-o toți, s-au speriat și normal și șoferii. Am spus că mai departe nu mergem, vă dau jos. Rămâneți, era ora 1 de noapte, rămâneți aici cu copilul. M-am pus în genunchi la șofer, am zis, luați-vă mai departe copilul. S-a revenit, copilul ăsta e bine, luați-mă, vă rog, cum să rămân, unde să mă duc? Eu trebuia să ajung cu ea în Italia, să o duc, să o tratez. S-a îndurat și normal că am fost nevoită să plătesc adăugător, numai să mă iei, riscuiți, riscuim toți. Eu trebuie să ajung copilul la Italia. Și ne-am pornit mai departe. Am ajuns cu totul cu bine și normal că acolo deja am început să-i fac tratament, să-mi salvez copilul. Ce ți-au spus medicii când i-au văzut starea? M-a făcut o mamă iresponsabilă. A zis că cum ai lăsat să usuci plămâiul? Mai nu și-a pierdut plămâiul. Avea o pată destul de mare care deja se usca. Și zis, pentru asta poate să te judeci că nu tratezi copilul sau nu a fost. Ei neștiind, de fapt, situația anterior. Și a început tratamentul la care s-a făcut bine Adelina. M-am întors în Moldova. Pentru că inima ta era la Daniela. Era fica, și Daniela, lăsat acasă. Fica care nu era biologică, da, dar pe care o iubeai la fel de mult ca pe Adelina, pe care ai crescut-o. M-am întors acasă să pregătesc de iarnă Daniela. Cu de foc, cu de mâncare, cu de toate, ca să-și, păi, totuși, copilul meu. Ajungând acasă, să fac surpriză, am fost bătută, dar bătută, tăiată, cu cicatrice pe mână. M-a disformat. Când să plec înapoi la Italia, nu mă cunoșteau la aeroport. Eram toată bătută. Atunci am zis că du-te la mama în naibii de idiot ce ești tu. Eu o să mor așa într-o bătaie de asta, el mă omoară. Am sunat, mi-am luat avocat, am cerut divorțul, el a rămas, nu i-a mai dat bani de atunci, pentru că el asta și aștepta bani, femei, prostii de-a lui. Și a plecat, pentru că nu i-am dat bani, a plecat la muncă în Rusia, lăsând copilul la nașa mea, nașa noastră de cununie. Dar spuneam nașii să ceară bani de la el, că să-l cumva, să nu creadă că el... Să-l determine și să-l facă să înțeleagă că a crește un copil, e o responsabilitate corect. Mare și astfel să ți-l dea ție. Și tot cât suna și spunea, dă-mi bani, fie nu dă-mi bani, el nu i-a via sau asta și mă ruga pe mine. Și mi-a spus, eu știu că tu iubești foarte mult pe Daniela, nu despărți fetele, ia-o și pe Daniela cu tine la Italia. E parcă ești un înger din gura lui. Și normal că la asta și mă aștepta. M-am reîntors în Moldova, în luna august, asta doi ani, și am luat-o și pe Daniela. El mi-a dat scălitură. Se poate să povestesc episodul ăsta de la notar, cum am dus? Da, știu că ai luat-o oarecum, iarăși, ilegal, dar mai
Ilegal, nu ilegal, ilegal, ilegal. Pentru că cum ar fi copilul tău, să-l iau eu și-l duc la Italia. Adelina era copilul meu, certificat de naștere că eu. Dar Daniela a erai fost mama, riscul biologică. De 1000% că mă duceam în pușcărie. Dar ulterior ai fi putut fi și acuzată de trafic de minori, carnevie. După câteva timp am fost acuzată. Am fost acuzată și am umblat foarte multe pe drumuri din cauza asta. Am venit acasă, am luat-o pe Daniela și normal că ilegal. Pentru că m-am dus deja nu prin România, dar prin Ucraina, prin Transnistria, din Transnistria în Ucraina și de acolo cu ceva acte false. 2 săptămâni am stat în Ușgorod, așteptam să fie rutiera să ne ia. Și dacă este acolo un oraș care e la vamă, da? Și le-a mirosit... A trezit suspiciuni. Le-a trezit suspiciuni și a venit să ne controleze. Iată, în timpul celălalt, când a venit să ne controleze, am spus că pașapoartele sunt la recepție, dar ele erau la mine. A ieșit, pentru că era doar unul. Cred că până s-a dus scheme altcineva să vadă... Noi am ieșit prin spate la hotel. Ca în filme. Am luat pe Daniela de mânuță, am lăsat geanta cu haine, cu tot, am luat doar o pătură, geanta cu acte și Daniela. Și am fugit de acolo, mergând din oraș și așa pe sub căsuță, să nu pe străzi, să nu ne vadă, să nu patruleze poliția, să ne vadă. Ieșind din oraș, am început să mergem până am dat de o pădure. Și iată, în pădurea aceea, noi am intrat până aproape cam de părțișor de la stradă. Era după masă, am sunat să văd unde vine rutiera și a spus că va ajunge pe la 11:10 seara. Eu spunând că, uite, nu mai am baterii unde să încarc telefonul, că să fiu... S-a reținut, nu a venit la ora 10, ora 12 era și deci aproape. Voi stăteați în pădure, tu cu fetița mică, cu o pătură, noaptea în pădure, cu telefon descărcat în țară străină, așteptând ca cineva să vină să vă ia. 7 anișori stăteam acolo cu gândul că vine să ne ia. Am ieșit din nou la stradă, am văzut un placat unde era, spunea, iată, atâția kilometri până la o destinație. Și m-am întors înapoi în pădure, ultima dată când am sunat și am spus că, uite, deja am telefonul mare, eu sunt în punctul ăsta, cum ajungeți, vă opriți, sunați cu claxofonul de 2 ori, pap, 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 și eu am să aud și am să ies în pădure. Îmi dați timp să ies în pădure, nu plecați, eu sunt aici, am explicat. A rămas cu Daniela și așteptați sunetul claxonului. A venit la ora 3 de noapte. Cel mai lung timp în viața mea. Cred că nu mai trecea, număram secundă cu secundă. Țânțari ne-au mâncat, pe Daniela am învălit-o în pătura care am luat-o de la hotel, dar eu am rămas așa plină de țânțari și cântam cu Daniela în pădure ca să treacă să mai repede copilul. Mi-e frică, ea spunea, mami, mi-e frică. Nu, și când am cântat să nu mi-e frică de bau-bau, de bau-bau, ca să o înveseliesc, ca să nu îi bag frica asta, dar la mine cred că se micșora ficatul mine de spaimă și de tot. La ora 3 de noapte am auzit să claxonul. Ce-am mai așteptat sunet? Am luat-o pe Daniela și fugeam, parcă nu venea a crede. Când am ajuns și am văzut chestia rutiera, s-a dat Dumnezeu jos pământ. Ne-am soit. De acolo iar la vamă, acte care false, trebuiam să fiu și acolo, atentă ce vorbesc, unde pleci. Erau special vreo trei mame cu copii, special vinea rutiera, pentru că eu am plătit foarte mulți bani ca să o iau pe Daniela. Riscul a fost mare și banii au costat mult. Poți să-mi dai o sumă aproximativă? 12.000 de euro. Doar pentru Daniela? Doar pentru Daniela. Și... acolo când am ajuns, am început să mă rog, zic, Doamne, fă-ne invizibili. Glumeam fără că să-mi dau seama. Unii plecați la mare și eu glumeam așa de... fără că să-mi dau seama, nu știam nici cum să mă comport. Și s-a găsit așa, cred că, un om bun care a stat și el cu glumele. Uite, numai mame sunteți aici cu copii, dar unde stați? Și așa mai departe întrebau.
Mi-a pus ștampa în pașaport și am plecat. Când am ajuns în Italia, la un autogrill, femeile nu știau ce credeau, nimeni nu știa acolo în rutieră care este treaba. Eu sărutam pământul în Italia. Venea Credi cu Daniela și sărem în sus cu Daniela. Mămică, nu ne ajunge nimeni, mămică, nu ne ia nimeni, nu, aici suntem sigure. Și săream ca doi copii bucuroase. Eu te felicit pentru curajul tău și pentru dragostea imensă ce le porți fetițelor tale. Știu că viața voastră s-a schimbat în bine, chiar dacă au rămas încă probleme pe care ulterior le-ai rezolvat, totuși ați reușit să fiți împreună, iar asta a fost cel mai important. Și știu că chinurile tale nu s-au oprit acolo, dar pentru că mai aveam foarte puțin timp, vreau să le zicem celor de acasă esențialul. Atunci când părea că totul trebuie să fie bine, tu ai aflat o veste îngrozitoare legată de sănătate, probabil perioada stresantă pe care ai trăit-o și a pus amprenta, ai aflat că ai cancer. După un an de chinuri, pentru că am adus-o pe Adelina stres, după care am fost la Moldova bătută, după care la Daniela am adus-o, eu m-am îmbolnăvit de leucemie, cancer în sânge. Am avut noroc de o familie, mai bine zis, de o femeie care avea cancer și eu aveam grijă de ea și dând analizele toate, pentru că eu mă simțeam foarte rău, am început să leșem, să cad și hai să facem niște câteva investigații. Și am făcut și am depistat cancerul. Am fost tratată 8 luni de zile într-un spital. Totul mulțumesc la italianca care aveam grijă, 39 de ani avea, la când să facă, o lună înainte să facă 40, ea a decedat. Dar m-a tratat pe mine, pentru că prin asigurare, prin actele ei, îmi dădea tratamentul mie. Un înger care a fost pentru mine, femeia asta. După care am ajuns să-i spunea că, Ana, până nu te văd tratată, eu nu vreau să mor. Dar era într-o stare foarte grea, era așa terminată. Și am dat ultima dată la biopsie să văd rezultatele care este. A venit negativ că eu m-am tratat și nu mai este metastază toată. Și peste o săptămână de zile ea a murit. Și când a venit, ea a spus așa, acum pot să mor liniștită. S-a legat o relație foarte frumoasă între voi. Foarte, a murit și cu mine, de mână cu mine. Doamne, e înger și acum plec la dânsa la cimitir și mulțumesc acolo de unde este, pentru că într-adevăr m-a tratat. Dar n-a fost să fie, pentru că a început o altă episod. M-a denunțat el la trafic de minori, că eu am luat copilul în Italia să îmbli cu cerșitul, să-mi facă banii mie. Și a început amenințări de aici, de la Procuratura, de la avocat, să mă sune, că dacă nu te prezinți, uite așa, are și 25 de ani de pușcărie, trebuie. Și am început să adun toate actele din lume, să vin să le demonstrez ce este, pentru că el a spus că eu am furat copilul, la care el într-adevăr s-a scălit și el știa unde plec. La întrebarea asta, am trecut, când m-am întâlnit cu el și l-am întrebat, de ce ai făcut asta? A spus că a fost manipulat de soția care avea atunci că se întorc. Mama biologică? Nu. De altă după soție. Mine s-a căsătorit. Acum iar este căsătorit. Nu, s-a căsătorit de câteva ori. Și a spus că a fost manipulat, dar îi pare rău. Pare rău, dar stresul pe care ți l-a provocat ți-a recidivat. Din nou cancerul, nu e așa? Din nou cancerul. M-am îmbolnăvit atunci, deja a venit un cancer la sân. Asta a fost cumva mai sever ca leucemie, pentru că aici a durat mai mult timp de... Aici a fost chiar rău, rău. O să-ți povestesc un episod. După intervenția, m-am dus în comă farmacologică și nu m-am mai... Venea fetițele la mine la spital, la care Daniela... La Italia, când vii, în sala de așteptări este o măicuță a Domnului cu Iisus Hristos. Așa, un monument. Și ea stătea acolo pentru că spunea că mami doarme. Păi ce mami doarme? Ea deja mărișoară, zici, cât poate să doarme mami? Și simțea copiii, sunt inteligenți acum, nu îi poți să-i minți. Și ea a căzut la statueta aceea. Adelina era mai mică, nu realiza așa ca Daniela. Și a început să strige în italiană.
Doamne, tu ce glumești cu mămica? Cum tu știind că o avem numai pe ea? Trezește dacă tu într-adevăr existi, cum ne-a învățat mămica că există Bojica. Trezește-te și fă un miracol și trezește-ne pe mămica, doar pe ea o avem. Video este a devenit viral. Iată atunci a ajuns la profesorul care m-a tratat, pentru că eu dădeam mâinile în jos, nu vroiam cumva, eram... Să lupți, nu mai aveai putere. Da, însă lăsați-mă să mor, nu mă chinuiți, chemioterapie și... Ea zicea, a venit cu video ăsta la mine și a spus că tu de azi înainte lupți, tu vei fi bine. Uite cine ai acolo, în coridor stau doi copii care nu au pe nimeni, te au pe tine și tu ai încă nasul să zici că nu mai pot, lăsați-mă să mor. Mai striga așa la mine, așa s-a devenit, nu știu cum, mi-a trezit voia aceea de a lupta, dorința aceea de a lupta și zic, băi, într-adevăr, dacă se întâmplă ceva cu mine, ce faci cu copiii ăștia? Atât am luptat că să le aduc să fie aici și acum ce să fac cu ei? Și am început să lupt. Iată, acolo am și cunoscut societatea asta care cu suplimente care muncesc eu acum. Am început să-mi dai atâtea suplimente, cât 65 suplimente pe zi. Psihologii veneau și lucrau cu mine, ca eu să mă fac bine. În timp de 8 luni de zile, m-am făcut nu bine, dar foarte bine. Eu am ajuns la o perioadă că gata să... Credeam că mor, da. Și am așa o frică de cimitir, de îngropată în sub pământ. Și m-am dus la o agenție funebră să fac contract, să scriu cerere că în caz de moarte să fiu cremată. Că să nu cumva mă închidă acolo, că la Italia ori sub pământ, ori în perete. Uh-huh. Și mi-e frică. Am fobia asta și zic, îți dai seama când mori ce mai are rost, unde, cum ești îngropată, dar eu m-am dus să-mi fac așa act, că dacă în caz de crema, să fiu cremată, unde eram eu, ce gânduri aveam, eu eram, mă pregăteam de moarte. Dar am început să lupt și să-mi revin și pe zi ce trece stăteam bine. Eu făceam terapie și munceam. Unde munceam nu spuneam că muncesc, pentru că mi-era frică la o muncă, spunând că am cancer, m-a dat afară, adică le-a fost frică să muncesc. Și unde mă duceam în altă parte, eu tăceam. Tot l-am permis că, uite, trebuie să plec la spital, ceva analiză, ceva, dar nu spuneam la nimeni. Făceam chemioterapie, stăteam rău pentru că vomitam o zi, la care a doua zi mă pregăteam și plecam la muncă. Ana, povestea ta de viață este absolut incredibilă. Ai o forță interioară foarte mare. Ai reușit să treci peste atât de multe obstacole în viață și să devii o persoană, o femeie care se iubește, care este iubită. Da, acum pot o femeie să... care a crescut două fete extrem de frumoase, extrem de educate. Poți să vii cu un mesaj pentru femeile care te urmăresc, care în aceste momente sunt la fel, în papucii tăi de acum 15 ani, bătute, chinuite, umilite? Ce ai putea să le zici? Din păcate sunt încă foarte multe, măcar că suntem în 2022 și zice că femeia are aceeași egalitate cu bărbatul. Dar dacă trecem vreo 50 km de la oraș la țară, noi încă găsim aceste cazuri, încă există aceste cazuri. Așa un automatic care vine din mine, cum acum la spital o săptămână în urmă, cu episoade că mama era la urgență și vedeam tineri care stau pe patul acolo de spital. Mie venea să intră în camera aceea și să îmbrățișez și să zic, băi, luptă că eu ca tine am fost, uite, pe pat, luptă că este o posibilitate, este o speranță, iată îmi vine automatic să strâng asta. Fix așa și pentru femei. Când văd vreo femeie nenorocită, vreo femeie bătută și vai de capul ei, îmi vine să o zgâlțe, să trezească, să că băi, pleacă de la așa bărbat. Pleacă că nu există că el se va schimba. Nu se schimbă nimeni niciodată. Pur și simplu, el nu se schimbă.
Dar acea femeie să schimbe viața, poate, are imposibilitate, doar să plece de la el. Cât de greu n-a să fie, nimeni nu se pierde. Nimeni niciodată nu se pierde. Important e să fie dorință, să muncești și să vezi că trec toate, toate. Eu chiar îmi vine să le flocăiesc aici care rabdă așa mult. Pentru că eu... Viața e una și trebuie trăită frumos. Dar cât e de frumoasă viața, cât e... Eu nu mă jelui ce-am trăit. Eu mă laud ce trăiesc. Mă laud că sunt fericită. Mă laud că am fetele lângă mine. Apropo despre fete, având o mamă cu atât de multă experiență în spate și care a trecut prin atât de multe, îmi dau seama că le oferi celor lecții despre cum trebuie să se comporte în viață, într-o relație, ce fac ele acum și ce le zici așa când stați la o discuție de suflet? Mereu de chestia asta vorbesc, ele trebuie să fie în primul rând independente, să învețe, să studieze, ca să aibă egalitate cu bărbatul. Niciodată nu trebuie să ajungă să depindă vreuna de bărbat. Independente, femei independente, să studieze, inteligente, pentru că așa vor avea într-adevăr noroc. Va fi bărbatul cu succes pentru ele, bine. Nu, niciodată n-ai să te pierzi o femeie independentă, niciodată nu se pierde. Independentă și emoțional și financiar. Corect în toate, la 360 de grade, numai decât o femeie. Pentru asta și muncesc, pentru asta și realizez, pentru că, uite, Daniela deja e realizată, are 19 ani, studiază, muncește, are apartamentul ei, pentru că i-am cadonat apartament la 18 ani, cineva mie mi-a cadonat mie și pentru că asta eu nu am muncit pentru apartamentul ei, meu, am muncit pentru apartamentul ei. Și am cumpărat apartament. Dacă ai o posibilitate, ai făcut viața un pic mai ușoară, ca ea să se poată concentra mai mult pe studii. Corect, să studieze, să nu se încarce cu credite și cu împrumuturi și cu datorii, ca să poată realiza succesul ei, să devie cariera ei, să o pui pe picioare. Și Adelina ce face? Adelina are 16 ani, încă studiază, la care și ea urmează să devie independentă și să încească pentru visele lor, ca să aibă aceeași egalitate cu bărbații. Știu că ești într-o relație frumoasă acum, da. Un bărbat ai alături care te iubește, te respectă la justa ta valoare. Spune-mi și despre relația pe care o ai acum. Suntem de 4 ani jumate împreună, moldovean. Asta era gândul meu. Primordial, da? Da, important. Da, eu vroiam, măcar că am tras ceea ce am tras de la moldovean, dar eu oricum vroiam, pentru că nu sunt toți tot una. Și nu este corect, toate femeile tine. Sunt tot una sau toți bărbații sunt tot una. Nu, la noi în țară sunt și bărbați, depinde de cine sunt educați și ce, acești 7 ani de acasă, cum au fost educați la părinți. Dar sunt bărbați foarte cum se cade și la noi în Republica Moldova și eu vroiam moldovean ca să ne înțelegem din jumate de cuvânt, să avem aceleași obiceiuri, să botezăm un copil, să plecăm la o nuntă, la o cumătrie și atât. Dumnezeu mi-a dat acest bărbat în cale. Într-adevăr, mă stimează, mă iubește, mă simt femeie lângă acest bărbat. Ana, eu îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi la noi, că ți-ai deschis sufletul. Ești o adevărată sursă de motivație și inspirație pentru multe, multe femei. Mult succes! Mulțumesc, Tatiana, și sper să ne mai vedem încă. Da, te așteptăm la noi, oricând, cu mare, mare drag. Dragilor, asta a fost povestea de astăzi. Eu vă doresc numai bine!